Lăudați să fie Domnul Iisus! Aș dori să ne ridicăm pe picioare și, dând cinste cuvântului Dumnezeu, să citim un pasaj din Scriptură, din Vechiul Testament. Voi începe cu acest pasaj, din 1 Samuel, capitolul 24, iar la finalul predicii, la concluzie, mă voi referi și la alte două pasaje, unul din Noul Testament și unul din Vechiul Testament, la partea aplicativă cuvântului din ziua de astăzi. Așadar, să ascultăm cuvântul Domnului de la pagina 317, 1 Samuel, capitolul 24. Când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și i-au spus: iată că David este în pustia Engedi. Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. A ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă. David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Oamenii lui David i-au zis: iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrășmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Și a zis oamenilor săi: să mă ferească Domnul să facă împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Cu aceste cuvinte David a oprit pe oamenii săi și a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peșteră și a văzut înainte de drum. După aceea David s-a sculat și a ieșit din peșteră. El a început să strige atunci după Saul: împărate, Domnul meu! Saul s-a uitat înapoi și David s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis lui Saul: de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic David îți vrea răul? Vezi acum cu ochii tăi că David te dăduse astăzi în mâinile mele în peșteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis: nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci el este unsul Domnului. Uite, părintele meu, uite colțul hainei tale în mâna mea. Fiindcă ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis, să știi și să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire și că n-am păcătuit împotriva ta. Totuși, tu mi-ai întins curse ca să-mi iei viața. Judece Domnul între mine și tine și Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Răul de la cei răi vine, zice vechea zicală, de aceea eu nu voi pune mâna pe tine. Împotriva cui a pornit împăratul lui Israel? Pe cine urmărești tu? Un câine mort, un purice? Domnul va judeca și va hotărâ între mine și tine. El va vedea, el îmi va apăra pricina și el va face dreptate izbăvindu-mă din mâna ta. Când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis: glasul tău este, fiule David. Și Saul a ridicat glasul și a plâns și a zis lui David: tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu îți arăți astăzi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse în mâinile tale și nu m-ai omorât. Dacă întâlnește cineva pe vrășmașul lui, lasă oare să-și urmeze drumul în liniște? Domnul să-ți răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta. Acum iată, știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Jură-mi dar pe Domnul că nu-mi vei nimici sămânța mea după mine și că nu-mi vei șterge numele din casa tatălui meu. David a jurat lui Saul, apoi Saul a plecat acasă, iar David și oamenii lui s-au suit în locul întărit. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Mă bucur să fiu în această dimineață aici cu dumneavoastră. Mi-ar fi plăcut să fiu așa mai în spate pe un scaun și să ascult mult mai mult, dar ne bucurăm de orice prilej prin care Dumnezeu caută să ne vorbească, să ne întărească în cuvântul Său, și aș dori ca împreună să căutăm sfat din cuvântul Domnului, mai ales că într-o zi ca asta avem și acest prilej de a ne ruga pentru acest copil nou născut și prin mijlocul acestei rugăciuni, căutând binecuvântarea lui Dumnezeu peste el. O binecuvântare pe care o căutăm cu toți în viața noastră, nu-i așa? Ne dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și este un har atunci când suntem binecuvântați de Dumnezeu. Însă Dumnezeu ne cheamă deseori să nu privim atât la ceea ce el ne dă și ne dă din belșug, ci mai mult la ceea ce este El. De fapt, până la urmă asta înseamnă să fii binecuvântat de Dumnezeu, să fii în relație cu Dumnezeu. El ne oferă harul Său, ne oferă mântuirea Sa, ne oferă toate lucrurile de care avem nevoie, dar binecuvântarea înseamnă în cele din urmă a fi în relație cu El.
Domnul să ne ajute să ne păstrăm această relație cu El. În fiecare zi din viața noastră să fim împreună cu El, să urmăm pașii Lui, să ne călăuzească El și să urmăm această călăuzire a Lui. Așadar, ceea ce aș putea spune este că binecuvântarea în sine, această rugăciune de altfel foarte importantă, nu este un act magic. Unii poate gândesc în felul ăsta că odată ce a fost rostită binecuvântarea, și lucrul ăsta este important de altfel, nu-l minimalizez sub nicio formă, cumva Dumnezeu se angajează automat să reverse binecuvântarea sa. Avem garanția promisiunii lui Dumnezeu în Scriptură și trebuie să o luăm pe cuvânt. Însă ceea ce ne așează, să spunem așa, sub umbrela binecuvântării lui Dumnezeu, este umblarea noastră cu Dumnezeu în ultimă instanță. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață este pentru noi, pentru părinți, mai puțin pentru cel nou născut. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, binecuvântarea lui Dumnezeu, garanția binecuvântării lui Dumnezeu, o avem atâta timp cât umblăm sub umbrela acestui Dumnezeu, cu care trebuie și care dorește să fim în relație cu El. Și în această dimineață aș dori să ne uităm la exemplul acestui om, la David, și sunt câteva lecții pe care el ne le oferă în această dimineață. Să lăsăm pe David așadar să fie pedagogul nostru în această dimineață, ca să vedem cum să umblăm, ca să înțelegem cum ar trebui să fie umblarea noastră, așa încât să avem garanția revărsării binecuvântării lui Dumnezeu în viața noastră. Vrem, dorim, nu, binecuvântarea lui Dumnezeu în viața noastră? Vrem să fim în relație cu Dumnezeu și El să ne călăuzească pașii? Însă trebuie să facem și noi ceva, așa cum spuneam. Nu-i suficient ca Dumnezeu să rostească binecuvântarea asupra noastră. Mai trebuie să facem și noi ceva. În Psalmul 138, iată că cuvântul Domnului în acest an se spune că faima lui Dumnezeu s-a mărit prin împlinirea făgăduințelor sale. Și adevărat, Dumnezeu își împlinește făgăduințele sale în viața noastră. El este da și amin. Cuvântul lui se împlinește. Însă este acel ceva pe care noi trebuie să-l facem. Există o condiție, așa cum spuneam. Și condiția asta înseamnă să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să umblăm în ea în fiecare zi din viața noastră. Și acum aș dori să vedem în modul concret cum ar trebui să facem lucrul acesta și să privim așadar la David. Iată că istoria aceasta lui David este consemnată pentru prima dată în 1 Samuel capitolul 16. Cunoașteți cu toți istoria lui David, că o învățăm de la școala duminicală, este poate prea bine cunoscută. Uneori ni se întâmplă că o cunoaștem așa de bine încât lăsăm deoparte anumite detalii semnificative. Dar această istorie începe în 1 Samuel, capitolul 16, și aici îl găsim pe David, ciobanul, omul, tinerelul acela care era pe câmp, păzea oile tatălui său și în acel context, știți foarte bine, este chemat de Samuel, de probabil ceilalți membri ai casei sale, de părinții lui, de la câmp, vină repede, uite că Samuel este aici și are o lucrare de făcut cu tine, și acela e contextul în care David este uns ca rege al lui Israel. Foarte interesant lucrul ăsta. Și dacă citim în continuare, vedem că apar o mulțime, o sumedenie de schimbări în viața lui David, așa foarte pe repede înainte, cum am putea spune, foarte rapide. Dintr-o dată, în 1 Samuel 17, David ciobanul se transformă în David războinicul. Nu-i așa că acolo găsim acea relatare în care David îl învinge pe Goliat. Lucrurile se întâmplă culminant, parcă dintr-o dată ușa este deschisă spre împlinirea acestei făgăduințe a lui Dumnezeu cu privire la așezarea lui David pe tronul lui Israel. Mai apoi, în 1 Samuel 18, David, de data asta mai marele războinic, a fost atunci, și înainte a fost mare războinic, dar acum a devenit și mai mare războinic, devine ginerele împăratului. Ușile deschise. Nu-i așa? Ce sentiment că toate ușile așa dintr-o dată ți-s deschise și parcă nu mai în față niciun fel de obstacol și vezi că toate lucrurile sunt așezate așa cam cum ți-ai dori. Însă, într-o zi, pe neașteptate, totul, în mod aparent, s-a dărâmat. Nu-i așa? La cuvântul Domnului ne spune asta în 1 Samuel, capitolul 18, capitolul 19. Deci David, din pretendentul acesta legitim pe tronul lui David, ajunge să fie un fugar. Acum, noi nu suntem în situația aceasta de a fugi
doar ca să ne scăpăm viața. N-ați fugit din România sau n-ați plecat din România în astfel de circumstanță și Dumnezeu să ne ferească pe noi toți de astfel de circumstanțe, dar uite că sunt oameni în ziua de astăzi care trebuie să fugă, să plece dintr-o parte într-alta doar ca să scape viața. Nu avem sentimentul ăsta și greu îi putem înțelege pe alții. Să ne ferească Dumnezeu de o astfel de experiență și să așeze pacea Lui peste noi. Însă, uite că David a trecut prin această experiență, asta a fost școala lui Dumnezeu pentru el și de multe ori și Dumnezeu ne trece prin astfel de experiențe. De ce? Pentru că asta e școala lui Dumnezeu pentru noi, prin care noi suntem șlefuiți, caracterul nostru este format, suntem pregătiți pentru lucrarea lui Dumnezeu. De aceea vin astfel de experiențe până la urmă în viața noastră, de aceea avem parte de ele. Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și putem observa cu ușurință așadar că David, iată, din marele războinic se transformă în fugar și ajunge într-o poziție absolut umilitoare ca să scape viața. N-a fugit pe poartă, a ieșit pe o fereastră. Nici măcar Mical, Ionatan nu l-au putut salva și îl vedem peregrinând. Acum, dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea o mulțime de localități. Nu știu dacă e cineva dintre dumneavoastră să-și fi schimbat domiciliul de atâtea ori. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat. Puneți-vă, sau să ne punem în sandalele lui David, nu în bocancii lui David, că probabil pe vremea aia nu erau bocanci, dar în sandalele lui David ne putem pune și putem vedea cum David ajunge să peregrineze prin diferite locuri, Rama, Naiot, Nob, Gat, Adulam, Mizpeh, Zif, Maon și acum la Enghedi. Nu știu, le-ați reținut? Nu le-ați reținut, așa-i? Câte domicilii a avut David. Și uite că Dumnezeu a lăsat și a îngăduit ca el să treacă prin atâtea locuri doar ca să scape viața. Asta pe fondul faptului că avea promisiunea binecuvântării lui Dumnezeu peste el. Cum se împacă cele două lucruri? Pe de o parte există această promisiune a binecuvântării și pe de altă parte există școala lui Dumnezeu prin care el ne trece, școala aceasta uceniciei, prin care Domnul Hristos ne trece și prin care caută să ne formeze pentru lucrarea sa. Însă în această dimineață aș dori să privim cum a răspuns David acestei provocări venite în viața lui. Și aici sunt câteva lecții pe care ni le oferă David și aș dori să îl lăsăm pe David să ne predea, să ne ofere aceste lecții din viața lui, lecții binecuvântate care, zic eu, că ne ajută și pe noi. Primul lucru pe care îl învățăm de la David, atunci când suntem chemați, sau așteptăm binecuvântarea lui Dumnezeu în viața noastră, primul lucru pe care trebuie să-l facem este acesta de a ne așeza în voia lui Dumnezeu. Mai precis, să discernem între ceea ce este voia lui Dumnezeu și voia noastră, sau voia oamenilor. Știți, mai ales că când apar anumite împrejurări în viața noastră mai dificile, în jurul nostru se ridică o mulțime de sfătuitori, care vin cu tot felul de păreri, tot felul de opinii. Însă Domnul această dimineață ne cheamă să rămânem fideli cuvântului Său, voii Sale. Domnul să ne ajute la aceasta. Iată, citim în cuvântul Domnului că David și cu oamenii săi dormeau în fundul peșterii. La un moment dat, iată, îl găsim pe Saul care făcuse așa o obsesie, vă dați seama, Saul ajunsese să nu mai aibă niciun fel de o preocupare în ce privește conducerea regatului său, că citim cu un capitol înainte, spune cuvântul Domnului că un sol la un moment dat i-a spus, uite Saul, grăbește-te și vină, uite filistenii au intrat în țară. Acel sol i-a spus aceste lucruri lui Saul pe vremea când Saul căuta pe David. Deci Saul era departe de împlinirea mandatului său. Și spune cuvântul Domnului că Saul a încetat să urmărească pe David, s-a întors iasă înaintea filistenilor și după ce a terminat cu filistenii, iarăși s-a întors de unde a plecat. Și de data asta, iată că i-a dat de urmă lui David, probabil că și Saul își avea propriile sale iscoade, și deci i-a dat de urmă, undeva a fost prea, știa Saul că undeva se află David. Deci Saul era pe urmele lui David și iată că Saul a ajuns să campeze, să-și așeze tabăra la intrare în peșteră. Foarte interesantă este remarca oamenilor lui David. Vorbeam de acest sfătuitor, așa, care în diferite circumstanțe se pot ridica. Și aici spune versetul 4 următorul lucru, și anume, oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice. Interesant lucru, nu-i așa? Dacă spunea, uite, părerea noastră ar fi asta, uite, l-ai pe Saul aici și ar fi ocazie nimerită să-l căsăpești.
Dar uitați ce fac oamenii aceștia. Îl implică pe Dumnezeu în sfatul lui. Spun că aceste cuvinte vin din partea lui Dumnezeu. Foarte interesant, câtă îndrăzneală. Și se întâmplă să avem astfel de oameni care cu atâta aroganță, cu atâta, cum să zic, știu eu, cu atitudine nefirească, ajung să-L invoce pe Dumnezeu, să-L pună pe Dumnezeu în cuvintele lor, și aici trebuie să fim foarte atenți, că sunt astfel de oameni, oameni ca oamenii aceștia lui David, care au zis: iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrășmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. Însă ce a făcut David? Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea inima îi bătea pentru că îi tăiase colțul hainei lui Saul. Asta ne arată că David și-a cultivat această capacitate, trăia după ea, avea această virtute în viața lui, care l-a ajutat să discearnă între sfatul acelor oameni care nu venea din partea lui Dumnezeu, chiar dacă era invocat Dumnezeu, și ceea ce era cu adevărat voia lui Dumnezeu. Știm asta pentru că David, iată cum vorbește despre Saul, îl numește unsul Domnului. Nu se atinge de Saul. Chiar dacă Saul, în modul cel mai hotărât, nu mai avea niciun fel de legitimitate, David era uns ca rege la acel moment. Dar David știe că aceasta nu este voia lui Dumnezeu pentru el. Nu aceasta este calea. Așadar, Domnul ne cheamă în această dimineață să ne așezăm în cuvântul Său, să căutăm sfat în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrem ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină în viața noastră, atunci trebuie să fim siguri și să ne dorim a ne așeza în voia lui Dumnezeu în fiecare zi din viața noastră. Și cum putem face acest lucru? Căutând voia lui Dumnezeu din Scriptură. Căutând voia lui Dumnezeu în Scriptură, asta, la asta ne cheamă Domnul pe fiecare dintre noi. Vrem să avem o viață binecuvântată, adică să fim în permanentă legătură cu Domnul nostru. Trebuie să cunoaștem voia lui în fiecare din viața noastră, citind cuvântul lui Dumnezeu, lăsând ca Dumnezeu să ne vorbească din cuvântul Său. A doua lecție pe care ne oferă David în această dimineață. Acum aș dori să le vedeți așa ca un fel, ca și cum ați construi o casă. Piramida sau la fundația, mai bine zis, unei relații binecuvântate cu Dumnezeu stă mai întâi de toate cunoașterea voii lui Dumnezeu. Apoi după ce am pus acum fundația, continuăm construirea edificiului nostru și putem vorbi de o altă virtute pe care David a avut-o în viața lui și pe care a cultivat-o. Se vede lucrul acesta din cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar că David a cunoscut voia lui Dumnezeu, dar lucrul ăsta l-a ajutat să discearnă între timpul lui și timpul lui Dumnezeu pentru el. Vedeți, de multe ori ne grăbim sub amprenta evenimentelor sau unor vești, ni se întâmplă să vină tot felul de vești, așa pe neașteptate, peste noi, sub amprenta acestei presiuni, nu? Că viața se grăbește, totul trebuie să fie instant, mai ales în vremea de astăzi, dacă n-ai semnal la telefon, deja intri în depresie, ceva știi că se întâmplă, nu mai ești la curent cu toate lucrurile. E presiunea asta care face ca totul să se întâmple repede, instant și așa mai departe, astăzi cu atât mai mult față de alte vremuri. Și mai ales când apar astfel de situații, presiuni care vin de tot felul, din partea unora, poate oameni cu care, știu eu, care scaută răul. În astfel de circunstanțe, parcă ai vrea să vină eliberarea cumva instant, să scăpăm odată, să apară luminița aia de la capătul tunelului. Asta ne dorim în astfel de circunstanțe. Și, până la urmă, este legitim lucrul ăsta, că dorim să scăpăm de problemele pe care le avem cât se poate de repede. Și să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne ajute. Dar ceea ce este important pentru noi este că, în astfel de circunstanțe, să înțelegem că este mai bine să așteptăm timpul lui Dumnezeu pentru noi. Să așteptăm timpul lui Dumnezeu pentru noi. Asta a făcut David. Prin gestul său, nu doar că a arătat că el cunoaște voia lui Dumnezeu, a arătat că el cunoaște și timpul lui Dumnezeu pentru el.
Nu s-a grăbit. Imaginați-vă, faceți un exercițiu nefiresc de data asta, de istorie, se numește contrafactuală. Adică imaginați-vă ce s-ar întâmpla, ce s-ar fi întâmplat dacă David l-ar fi ucis pe Saul. Faceți exercițiul ăsta, deci nu luați-l de, să nu luați de bun după aceea, dar numai să vă imaginați ce s-ar fi întâmplat. Uitați-vă în multe instanțe cum Dumnezeu l-a ferit pe David să lupte chiar împotriva poporului său. Chiar dacă el a avut ezitările sale și a ajuns chiar în relație cu filistenii, totuși Dumnezeu l-a ferit. Ăsta este harul lui Dumnezeu, că întreba cineva despre felul în care se manifestă harul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Toate paginile Vechiului Testament sunt pline de harul lui Dumnezeu, de purtarea aceasta de grijă a lui Dumnezeu. Dumnezeu care îl ferește pe David în o mulțime de împrejurări. De ce? Pentru că Dumnezeu a știut că este în planul său ca David să ajungă rege atunci când trebuia să ajungă. Nu ca Saul să devină victima mâinilor lui David. Imaginați-vă David, până la urmă David ajungea ca rege, ajungea să fie rege, dar urma să aibă mâinile pătate de sângele lui Saul. Uite, Dumnezeu l-a ferit pe David ca asta și de asta. Și asta s-a întâmplat pentru că David a știut să aștepte timpul lui Dumnezeu pentru el. Domnul să ne ajute! Domnul să ne ajute să așteptăm timpul lui Dumnezeu pentru noi. Să nu-L grăbim. Să nu-L grăbim sub nicio formă. Este o vorbă românească, o spun adesea, că merită a fi luat în seamă. Este această vorbă care spune că Domnul îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Și uneori e cumva tipul ăsta de abordare ne face cumva să grăbim vremurile, nu? Să ne agităm mai mult decât trebuie. Însă vreau să vă spun această dimineață următorul lucru. Dacă ești în voia lui Dumnezeu, bineînțeles, asta nu-i îndemn la lene. Lenea nu este binecuvântată, lenea nu este virtute. Deci să nu ajungem nici în altă direcție. Spunând lucrul ăsta, totuși trebuie să știm un lucru. Dacă suntem în voia lui Dumnezeu, și dacă așteptăm timpul lui Dumnezeu și lucrăm cu credincioșie, Dumnezeu ne oferă această garanție că El ne și bagă în traistă. Asta i s-a întâmplat lui David. Așteptăm timpul lui Dumnezeu pentru el. Cine l-a făcut rege pe David? S-a făcut David rege? David a fost făcut rege de către Dumnezeu, la timpul hotărât de Dumnezeu. Mare binecuvântare. Dar uite că a trebuit să aștepte, a trebuit să treacă prin această școală a lui Dumnezeu, în care caracterul lui David să fie format, să fie prelucrat. Până la urmă, ăsta este și motivul pentru care ajungem în diferite împrejurări, în diferite circumstanțe. Și mai este un lucru pe care aș dori să-l adaug la acest punct, și anume, privind la Psalmul 57, să ne uităm împreună la Psalmul 57. Iată, în pasajul ăsta din 1 Samuel 24, aici avem relatată istoria asta a lui David, scrisă de către altcineva. Este o relatare scrisă de către altcineva, nu David și-a scris această istorie, altcineva a scris despre David. Însă când ne uităm la Psalmul 57, acum un detaliu aici așa, pe care trebuie să-l avem în vedere, titlurile psalmilor fac parte din textul original. Chiar dacă în Biblia noastră ele nu sunt numerotate, dar aici mă refer doar la titlurile psalmilor, nu la alte titluri. Alte să le ignorați, să le dați deoparte. Dar titlurile psalmilor fac parte din textul original. Și dacă citim acolo, vom vedea în Psalmul 57, da, să deschid și eu la Psalmul 57, că în română, vedeți, nu apare titlul psalmului. Zice așa cuvântul Domnului, zice, către mai marele cântăreților, către dirijori, probabil la asta se referă, nu nimicii, o cântare de laudă a lui David făcută când a fugit în peșteră, urmărit de Saul. Aici, prin psalmul ăsta, putem observa această trăire interioară. Spunea cineva dimineață și spunea bine că psalmii oferă această privire în interiorul omului. În rugăciune spunem ce ne apasă, ne spunem durerile, frământările. Din rugăciune, prin rugăciune, aflăm ceea ce ne doare. Simțirile noastre sunt exprimate. Și foarte interesant că aici putem observa pe ce anume se bazea această așteptare a lui David. Iată ce frumos spune aici Domnul, ce frumos spune aici David. Zice versetul 3.
Și putem avea această încredințare, să luăm acest cuvânt al Domnului rostit prin David pentru noi în această dimineață. Zice așa, eu strig către Dumnezeu, către Cel Preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. Observați de ce David era atât de încrezător că Dumnezeu are un timp pentru el? Știa că Dumnezeu lucrează pentru el. Putem avea această încredere că Dumnezeu își dă binecuvântarea Lui peste noi la timpul hotărât de El? Și aia este o binecuvântare? Putem avea această încredere? Putem avea această încredere că Dumnezeu este acela care lucrează pentru noi? Cum să facem ca Dumnezeu să lucreze pentru noi? Ce trebuie să facem? Să ne asigurăm că suntem în voia Lui, în fiecare zi în voia Lui. Dacă suntem în voia Lui, să așteptăm timpul lui Dumnezeu pentru noi. Să nu grăbim timpul acesta. Avem atâtea exemple în Scriptură cu oameni care au grăbit acest timp. Avram, într-o anumită ipostază. Știți foarte bine ceea ce s-a întâmplat și cu el. Și când a venit Isaac, asta a fost o binecuvântare. Când așteptăm timpul lui Dumnezeu pentru noi, ceea ce primim este cu adevărat o binecuvântare. Aia este binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și să ne dea această inimă înțeleaptă, să știm să așteptăm timpul lui Dumnezeu pentru noi. Un alt lucru pe care l-a făcut David este următorul. Deci, hai să recapitulăm acum. Eu, ce să zic, acum defectul profesional mă împinge la asta. Primul lucru, important să fim în voia lui Dumnezeu, să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Am zis că asta este fundația, da? Pereții acum. Să așteptăm timpul lui Dumnezeu pentru noi. Următorul lucru pe care trebuie să-l facem este acela de a aștepta cu pace și cu liniște. Să cultivăm această virtute, că de cele mai multe ori lipsa acestei virtuți ne împinge înainte. Ne face să depășim pe unde nu trebuie. Acum, majoritatea de aici sunteți șoferi și înțelegeți foarte bine imaginea asta a depășirii pe unde nu trebuie, pe linie continuă. La neliniștea, nu? Nerăbdarea. Gândul ăsta că poate ajungi mai repede și poate în mod real, mai ales în România, aici în Spania, poate chiar altfel. În România oricum nu câștigi mai mult, știu, poate 5-10 minute, practic, pe drumurile pe care le avem noi așa. Deci nu câștigi mare lucru, mă refer la drum normal, nu la autostradă, că acolo nu-i depășire. Știți foarte bine, mai bine ca mine spre ce e vorba. Dar știți foarte bine că tipul ăsta de depășire nu te duce prea departe, nu câștigi mare lucru, din potrivă te expune pe tine și pe alții. Dar ăsta vine dintr-o neliniște nefirească, îți dă ghest. Acum vă vorbește unul care nu prea stă bine cu răbdarea uneori. Am mai învățat și eu să am răbdare în anumite circumstanțe, dar așa de la început n-am prea stat bine cu răbdarea. Dar au fost situații în viață în care au trebuit să învăț lucrul ăsta. Așadar, Dumnezeu ne cheamă în această dimineață să luăm exemplul lui David. Iată că David știa că există un timp al lui Dumnezeu pentru el și l-a învățat să aștepte cu lucrul ăsta cu liniște și pace. Pacea l-a făcut să acționeze în felul în care a acționat. Pacea și liniștea pe care o avea în inima lui. Știa că Dumnezeu lucrează pentru el. Dacă Dumnezeu lucrează pentru el, la ce bun să se agite? La ce bun să se agite? Și ia uitați aici ce spune cuvântul Domnului în versetul 15. Uitați ce frumos spune aici David. Din asta se vede foarte bine liniștea lui David, în ciuda faptului că în momentul ăla s-a întâlnit cu opresorul său. Acum nu știu Câți dintre noi am putea fi atât de liniștiți cât în momentul în care l-am avea în fața noastră pe inamicul nostru. Omul care, știu eu, din totdeauna a căutat să ne facă rău. Câți dintre noi care am fi aici am putea fi așa de liniștiți? Cel puțin, știu eu, să n-avem nici măcar un fel de emoție, așa. Ar putea fi cineva atât de liniștit? Știm că l-are în față pe inamicul lui. Imaginați-vă așa, poate omul de la locul de muncă care v-a făcut tot timpul rău și care a căutat să vă pună pie, sau poate omul din familia dumneavoastră mai lărgită, sau știu ce, altcineva care tot timpul a căutat să vă facă un rău, să vă împiedice, să vă, știu, v-a ponegrit tot timpul și să vină momentul ăsta în care să-l aveți față în față.
Nu v-ar trezi asta neliniște, o stare așa de nesiguranță? Uite că David, citim din cuvântul Domnului, că n-a avut această stare de nesiguranță, a avut pace și liniște. De ce? Pentru că, iată cum spune Domnul, ce spune David aici, adresându-se lui Saul, zice, Domnul va judeca și va hotărî între mine și tine. El va vedea, el îmi va apăra pricina și el îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta. Omul care s-a încrezut în Dumnezeu a fost David și este arul lui Dumnezeu și pentru noi această dimineață că putem lua lecția aceasta lui David. În ciuda situațiilor dificile din viața noastră și nu vreau să le minimalizez în nicio privire, trebuie să căutăm a fi liniștiți, a avea pace. Pentru că de cele mai multe ori lipsa păcii ne tulbură gândirea. Nu vi s-a întâmplat așa să luați decizii de genul ăsta când pacea v-a părăsit? Și de multe ori aceste decizii v-au costat sau ne-au costat. Uitați-vă aici, avem un exemplu în Scriptură, tot din Vechiul Testament, este vorba de Ieroboam I, primul rege. În regatul de nord au fost doi regi cu numele Ieroboam. Ieroboam I și Ieroboam al doilea. Acum ne referim la Ieroboam I. Uitați-vă că omul acesta, Ieroboam, care a fost unul dintre slujbașii lui Solomon, într-o zi se plimba pe stradă. El n-a căutat nimic, nici măcar, un picior din tronul lui Israel, să spunem așa. Omul ăsta mergea pe stradă într-o zi și ce spune cuvântul Domnului? Că la un moment dat i-a ieșit în fața omului Dumnezeu și a spus, uite, vei fi regele lui Israel. Mare necaz s-a bătut pe el, în ciuda faptului că nici măcar n-a căutat lucrul ăsta. Dacă ar fi căutat, era ceva, dar uite că nici măcar n-a căutat lucrul ăsta și din cauza asta citim că Ieroboam a ajuns să fie un fugar. Adică nici n-a căutat și a ajuns să fie și un fugar. Asta e binecuvântare, nu-i așa? Și mai departe înțelegem din Scriptură că a venit vremea în care și Solomon a murit, regatul s-a împărțit în două, într-adevăr Ieroboam a ajuns să domnească peste semințile din nord și mai observăm în cuvântul Domnului că atunci când Roboam, adică fiul lui Solomon, s-a adunat o știre ca să meargă înaintea lui Ieroboam și să-l aducă sub ascultare, iarăși omul lui Dumnezeu a ieșit și a oprit acest lucru. Uite ce lucrare din partea lui Dumnezeu. Ieroboam nici măcar nu a căutat să ajungă rege și a ajuns rege. Lucrul ăsta n-ar fi trebuit să-i dea liniște, văzând cum lucrează Dumnezeu în viața lui. Și uite, lucrările lui Dumnezeu din viața noastră ne invită să ne păstrăm calmul. Uitați-vă, dați, așa care sunteți mai în vârstă și ca mine poate, dați în spate așa firele timpului. Priviți în spate, vedeți și cred că sunt sigur că veți putea observa felul în care Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră, în modul poate negândite. Doar acum, în anumite împrejurări, ajungem să înțelegem și să observăm cum Dumnezeu a lucrat. Însă atunci am fost poate neliniștiți în multe privințe. Dar dând în spate timpul, putem vedea cum Dumnezeu a lucrat efectiv în viața noastră, printr-o ușă închisă. Și ușa închisă poate ne-a provocat multă neliniște. A fost o ușă deschisă, da? De care Dumnezeu ne-a spus să ne ferim eventual și nu ne-am ferit. Ne-a provocat multă bucurie, dar la urmă s-a dovedit că n-a fost voia lui Dumnezeu. Faceți această evaluare să vedeți cum neliniștea poate ne-a împins uneori să luăm decizii neînțelepte. Și uite că ăsta este cazul și al lui Ieroboam. Și ce a făcut Ieroboam când a ajuns rege? Fiind foarte liniștit și foarte vrând să fie foarte sigur, ce a făcut Ieroboam? Două greșeli capitale. În loc să se încreadă în Domnul și experiențele astea lui cu Domnul să-i ofere liniște și pace și siguranță, ce a făcut? Spune cuvântul Domnului că i-a zidit două cetăți, una dincolo de Iordan și una în cealaltă parte de Iordan, așa încât să-și întărească domnia, așa spune cuvântul Domnului acolo, și mai apoi zice că a făcut și doi viței. Și prin asta l-a atras pe Israel în idolatrie. Iată ce face neliniștea. Decizii pripite, decizii neînțelepte, care l-au condus pe el la cădere și implicit pe Israel. Știți cu cine se termină relatarea istorică despre regatul de nord? Cine este pomenit acolo ca ultim rege? Acum, ultimul rege al regatului de nord a fost Osia. Deci, dar există totuși un rege care este pomenit atunci când se încheie relatarea despre regatul de nord. Știți care este acest rege?
Ieroboam I. Spune acolo cuvântul Domnului că din cauza păcatelor lui Ieroboam I, Israelul, regatul de nord, a ajuns să fie dus în exil în Asiria. De ce? Pentru că Ieroboam, prin faptele lui nesăbuite, iată știm de ce, pe fondul acestei neliniști, l-a împins pe Israel în idolatrie. Idolatrie de care Israel n-a mai scăpat niciodată. Iată ce face neliniștea. Dumnezeu ne cheamă să așteptăm în liniște împlinirea sau primirea binecuvântării sale în viața noastră. Pentru că Dumnezeu este credincios promisiunilor sale. Domnul să ne binecuvinteze. Ultima virtute pe care o găsim în viața lui David, foarte frumos exprimată, prin felul în care s-a comportat David cu Saul, este aceasta, și anume, când într-o astfel de împrejurare critică, ce a făcut David? A ajuns să cultive binele în locul răului care i s-a făcut. David nu a răspuns cu aceeași măsură lui Saul. Nu a răspuns cu aceeași măsură lui Saul. A discutat acest lucru chiar de la început. Deși ar fi avut aparent oportunitatea asta. Dar David a refuzat să facă lucrul acesta. A refuzat să facă lucrul acesta. Pentru că David cunoștea voia lui Dumnezeu, știa că acela nu este timpul lui Dumnezeu și pentru că avea pace. Pace care l-a îndemnat, care îl făcea să aștepte primirea binecuvântării din mâna lui Dumnezeu, nu să-și creeze propria lui binecuvântare. Însă la asta suntem chemați și noi, dragii mei, în această dimineață. Uite, ele alte trei lucruri sunt ceva, sunt niște virtuți care cumva au de-a face mai mult cu relația dintre noi și Dumnezeu. Nu-i așa? Că dacă ne rugăm, ci citim Scriptura, asta chiar Domnul Iisus ne spune să nu ne afișăm cu genul ăsta de virtute, că am fi ca fățarnicii, să spune când ne rugăm, cât citim și așa mai departe. Dar trebuie să o facem, ea trebuie să fie, astea trebuie să fie acolo. Așteptarea asta a timpului Dumnezeu ține de mine și de Dumnezeu. Nu e o chestiune pe care noi o putem externaliza. Nimeni nu poate să meargă să spună, uite, eu aștept timpul lui Dumnezeu să strige pe stradă. Asta e lucru care este între mine și Dumnezeu. Pacea și liniștea, iarăși, o chestiune interioară. Nu este una prin care putem să o externalizăm așa, să se vadă implicit în viața noastră. Și totuși, ca efect acestor lucruri care sunt în viața noastră, există un al patrulea care ajunge să fie văzut de toată lumea. Toate aceste trei virtuți, să spunem așa, care au de face cu relația între mine și Dumnezeu, fac la rândul lor, sau au ca efect, acest tip de comportare binecuvântată. Da? Când ni se face răul, noi vom putea să răspundem cu bine. Sau în ciuda răului care ni se face, noi vom putea răspunde cu bine. Asta s-a întâmplat și în episodul citit în această dimineață din istoria lui David. Iată că David avea acest prilej și totuși a răspuns cu bine lui Saul. Acest lucru cumva la, vedeți, uite cum Dumnezeu lucrează și așează astfel de împrejurări. Acum pentru noi e simplu și stăm aici pe bancă, dar imaginați-vă dacă ați fi în pustia lui Iuda. Așa, și am fi noi spectatorii. Ce vreau să zic este că genul ăsta de comportament, această virtute din viața noastră, este menită a fi văzută de ceilalți. Este menită a proclama faptul că noi aparținem lui Hristos. Cum altfel ar putea vedea lumea că noi aparținem lui Hristos? Decât dacă facem binele în ciuda răului care ni se face. Iată ce tablou frumos avem aici relatat în Scriptură. Așadar, noi putem fi spectatori ăștia așa la acest tablou și imaginați-vă că David ar fi fost undeva pe ceva stânci, că așa ne face cuvântul Domnului să înțelegem, că după ce s-a îndepărtat Saul, David s-a ridicat și a strigat. A fost și el prevăzător, nu s-a aruncat acum în fața trenului, gândind că trenul o să treacă pe acolo. Dar când aștepta să se îndepărteze Saul, David, fiind undeva sus, și imaginați-vă că n-au vorbit așa cum vorbim noi, nici măcar așa cum vorbesc eu acum, eu îmi imaginez că țipa unul la altul, că altfel n-ai fi acum să te faci auzit. A spus careva în Israel. Deci, ați ajuns în zona Mării Moarte. Acolo se petreceau evenimente. Enghedi este aproape de Qumran. Ăla este locul.
Și imaginați-vă undeva pe stâns sus, la, știu, 100-200 de metri înălțime, stând Saul, stând David, și undeva jos, mai în vale, acolo chiar e o oază la Enghedi. Uite, aveam niște fotografii la mine și am uitat să le pun, dar poate cu altă ocazie, dar puteți căuta pe internet. Nu-i păcat să căutați pe internet, să vedeți, să vizualizați puțin locurile despre care se face vorbire în Biblie. Și Saul, fiind jos acolo, la rândul lui țipa la David. N-a fost o conversație de genul, știu, cum dice Scriptura, între mine și fratele meu, așa, să ne spunem niște lucruri, apoi să ne împăcăm cumva. Strigau unul la altul, în mulțimea spectatorilor. Unii erau lângă David și alții erau jos în vale. Și uitați-vă ce se întâmplă cu acel prilej. Că noi zicem că vrem să facem evangelizare, să câștigăm pe oameni pe Hristos. Sunt alții și nu neapărat lucrul ăsta, că vor să meargă până marginile pământului să facă lucrul ăsta. Dar uite cum putem face evangelizare în fiecare zi. Făcând binele în ciuda răului care ni se face. Asta este chemarea pe care Dumnezeu ne-o face nouă. Și iată ce spune aici cuvântul Domnului. Uitați-vă la versetul 17. Încep cu versetul 16 și vizualizați așa acest tablou în lumina la ce am spus. Zice, și Saul a ridicat glasul. Asta înseamnă că a strigat, nu că a început să vorbească. Și Saul a ridicat glasul și a plâns. Tablou dramatic. Și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine. Tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Observați declarație. E simplu așa, stând pe bancă, dar imaginați-vă acest tablou. Când omul ăla, din toată puterea, plângând, strigă și spune, tu ești mai bun decât mine. În ce împrejurare David îl aduce pe Saul? La asta ne cheamă Domnul pe noi. De aceea, noi trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Dacă cunoaștem voia lui Dumnezeu, devenim cu adevărat ucenicii Domnului. Arătăm că acceptăm școala uceniciei. Dumnezeu ne cheamă să așteptăm timpul lui Dumnezeu pentru noi. Dacă cunoaștem voia lui Dumnezeu, implicit spre asta ne vom îndrepta, nu ne vom grăbi. Facem lucrul ăsta mai apoi pentru că avem pace și liniște și trebuie să construim, să clădim această virtute în viața noastră, pacea și liniștea. Asta ne dă înțelepciune, ne dă prilejul de a lua decizii înțelepte, de a nu ne pripi, de a nu greși. Chiar dacă avem voia lui Dumnezeu, uneori graba, oricum de data asta proverbul spune bine, strică treaba. Dar uite, spre asta ne îndreamnă Domnul în această dimineață, să așteptăm cu liniște. De ce? Ca să devenim mâna lui Hristos, vocea lui Hristos într-o societate ca aceasta. Oamenii să știe că îi aparținem lui Dumnezeu. În felul acesta vom primi binecuvântarea lui Dumnezeu. În felul acesta ne vom asigura că noi suntem binecuvântați de Dumnezeu. Vrem să primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru binecuvântare. Însă, ca să primim binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să fim la locul potrivit și la timpul potrivit. Asta trebuie să facem noi. Asta nu poate face Dumnezeu pentru noi. Asta trebuie să facem noi. Domnul să ne ajute la aceasta. Și spuneam că aș dori să privim acum doar în concluzie, așa ca o aplicație, și la alte două pasaje din Scriptură foarte pe scurt. Nu-mi place să predic lung. Foarte pe scurt, aș dori să privim de data asta la Luca, la capitolul 15, ca o aplicație. Așa, la ultimul punct al predicii din această dimineață. Aici este vorba de pilda așa numită a fiului risipitor. Însă aș dori în această dimineață, ca aplicație pentru ultimul punct al predicii, să o privim altfel. Să o privim ca pilda tatălui risipitor. Ați putea să o priviți în felul ăsta, ca pilda tatălui risipitor. Ne dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, nu-i așa? Dar uitați-vă ce face acest tată. Risipește. Se dă pe el. Vrem binecuvântarea lui Dumnezeu în viața noastră. Ce vreau să zic este că există o dinamică pe care a așezat-o Dumnezeu în familiile noastre, și acum mă refer strict la familiile noastre. Există o dinamică care face ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se manifeste în familiile noastre și în viața noastră la modul general.
Ceea ce învățăm aici, din exemplu acesta al tatălui la care face referire Domnul Iisus, este că o dinamică familială sănătoasă este cadrul în care Dumnezeu așează binecuvântarea. Este cadrul în care Dumnezeu așează binecuvântarea. Și ne uităm la acest tată, la acest părinte, ca unul care risipește. Ce risipește el? Ce risipește el? Când fiul vine și cere, în ciuda uzanțelor din acea vreme, uzanțe care se păstrează până ziua de astăzi, că practic nu era o problemă dacă se împărțea averea, acum nu discutăm câtă parte lua unul, câtă parte lua celălalt, nu era o problemă, ci chestiunea pe fond era că acest fiu a cerut și dreptul de uzufruct. Înțelegeți ce înseamnă lucrul ăsta? Adică știți că se fac tot felul de aranjamente din astea notariale, cum se le numesc, da? În care cineva care are nevoie de ajutorul, suportul cuiva, dă averea, dar își păstrează dreptul de a hotărâ, așa încât acea înțelegere să rămână în picioare. Așa se făcea și în lucrul acesta. Practic asta a făcut acest fiu. A cerut chiar și dreptul acesta de uzufruct. Dar ceea ce vreau să facem în această dimineață este să privim la acest tată. Acest tată care a risipit. Prin faptul că el a dat ca să-l câștige, practic, pe fiul său. Și de aceea este un tată care risipește. S-a dat pe sine pentru câștigarea fiului său. Asta trebuie să vedem. Noi ca părinți, da, suntem chemați, așa cum spune Domnul, să lucrăm binele. Și putem lucra binele făcând ca binecuvântarea Dumnezeu să vină în viața noastră prin faptul că ne transformăm în niște părinți, în niște oameni care știm să risipim. Să risipim dragostea noastră față de copiii noștri. Domnul să ne ajute la aceasta. Așadar, avem pilda aceasta a tatălui risipitor care se dă pe sine pentru câștigarea fiului său. Și haideți să vedem ce a mai risipit acest tată. De fapt, foarte interesant lucru, că pilda aceasta a tatălui risipitor, asta l-a chemat pe fiul acasă. Uitați-vă că la un moment dat în pildă se spune că el și-a venit în fire și ce a spus? Mă voi întoarce? Unde zice? Mă voi întoarce la tatăl meu. El a păstrat amintirea asta tatălui care se risipește, s-a risipit. Gândiți-vă că omul acesta când a dat, a devenit victima vecinilor săi. Zâmbetele alea, așa, imaginați-vă că acest tată, mergând pe stradă, așa, cum l-ar fi întâmpinat vecinii lui, așa, cu niște zâmbete, băi, nu prea știi ce ai făcut, așa, dar poate nici n-ar fi verbalizat lucrul ăsta, n-ar fi spus nimic, dar așa l-ar fi privit cu o compătimire, l-ar fi judecat rău de tot. Însă tatăl ăsta știu ce face. A știu că dacă iubește și se dă pe sine, atrage binecuvântarea lui Dumnezeu în familia sa. Și la un moment dat, fiul acesta se va întoarce. Și fiul acesta n-a uitat niciodată binecuvântarea tatălui său. Pentru că el zice, mă voi scula și mă voi întoarce la tatăl meu. Tatăl meu. Asta spune el, tatăl meu. Deci pilda aceasta niciodată nu va fi uitată, dragii mei frați, și eu sunt părinte, trebuie să facem acest lucru așa încât binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste copiii noștri. Ar fi simplu să vină binecuvântarea Domnului peste copiii noștri, așa, fără niciun efort. Dar uite că Dumnezeu a lăsat ca această lucrare să aibă loc prin mijlocul sau prin intermedierea modului în care noi ne purtăm. Să fim ca acest tată risipitor, s-a dat pe sine. În ce mai constă această iubire risipitoare a tatălui? Această iubire risipitoare a tatălui a devenit o sursă de iubire și de iertare necondiționată. Asta este o dinamică relațională familială care face ca întotdeauna copiii noștri să simtă binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta și la asta trebuie să lucrăm. Copiii noștri să simtă întotdeauna iertarea, asta necondiționată, să vadă în noi chipul lui Dumnezeu chiar și din acest punct de vedere. Și apoi, foarte pe scurt, este vorba de această acceptare necondiționată. În ciuda faptului că acolo în familie a mai fost unul care era pierdut în casă de data asta, n-a putut să
Uitați-vă, tatăl este gata să accepte necondiționat întoarcerea fiului, dar fiul ăsta care era pierdut în casă n-a putut să se bucure sub nicio formă, așa sunt unii, că nu se pot bucura de bucuria altora. Însă am acutez să vă dau un sfat acum, dar nu mă erijez în sfătuitor, mai ales că poziția asta a mea e un pic mai dificilă, copiii mei sunt mici. Acum nu doresc să dau sfaturi nici măcar când vor fi copiii mei mari. Da? La asta m-am rugat și am luat așa o tărâre și cu soția să ne vedem de copiii noștri. Acum poziția cumva mă face, fiind cadru didactic, să mă ocup și de copiii altora, dar o fac cu anumite limite, așa după cum mi se cere slujirea aceasta, dar în rest angajamentul meu este pentru mine și familia mea, sună puțin egoist. Asta nu înseamnă că nu sunt gata să dau ajutorul altora. Însă înțelegeți foarte bine ce spun. Dumnezeu, dacă nu avem așezat, nu suntem așezați într-o oarecare poziție, Dumnezeu ne cheamă să ne ocupăm de noi și de ai noștri. De noi și de ai noștri. Vrem să devenim o binecuvântare pentru copiii noștri? La asta ne cheamă Domnul. Să fim pentru ai noștri. Să ne ocupăm de ai noștri. Să facem tot ce trebuie pentru ai noștri. Și să nu-i judecăm pe alții. Să nu ne ocupăm de alții în sensul acesta. Uitați-vă că viața așa are propria ei dinamică. Omul adună ceea ce seamănă. Omul adună ceea ce seamănă. Judeci, vei fi judecat. Te uiți cu gând de judecată, vei ajunge să ai propria ta pierdere. Să ne ferească Domnul de așa ceva. Nu vreau să spun asta ca amenințare, vreau să spun ca lecție de viață. Luați-vă acest angajament. Eu mi l-am luat. Acum rămâne la hotărârea fiecăruia. Dumnezeu ne cheamă și dorește ca prin noi El să binecuvinteze familia noastră. Asta este dinamica familiară prin care Dumnezeu își revarsă binecuvântarea în viața noastră. Că dacă ne ocupăm de alții, s-ar putea ca binecuvântarea Dumnezeu să nu vină în familia noastră. Dar asta vrem în această dimineață. Și apoi Dumnezeu ne cheamă în această dimineață la nivel de comunitate, de asemenea să fim o binecuvântare pentru familiile noastre, pentru copiii noștri. Și aici mă voi referi la Psalmul 133 și cu asta voi încheia, ca să nu mă lungesc foarte tare, că deja cred că am depășit timpul. Uitați-vă la acest psalm foarte frumos pe care îl aveți aici ca moto. Nu, e psalmul bisericii, psalmul 133. Cuvântul Domnului vorbește despre această unitate, practic, în acest psalm. Da, pe de o parte, Dumnezeu lucrează în cadrul familial. Asta e dinamica lui Dumnezeu, ca prin ea să-și reverse binecuvântarea peste copiii noștri, peste noi înșine, că, până la urmă, dacă copiii noștri sunt binecuvântați de Domnul și noi suntem binecuvântați de El, adică simțim această binecuvântare. Însă trebuie să mai știm că există și o dinamică la nivel comunitar care face ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste noi. Dumnezeu nu așează binecuvântarea Lui în mijlocul vrajbei, în mijlocul lipsei de unitate. Asta ne învață psalmul în această dimineață. Aici se face vorbire despre... Voi citi psalmul și voi încheia foarte repede. Aici iată ce spune cuvântul Domnului. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este darul ăsta al unității. Iată ce spune cuvântul Domnului mai departe. Zice, este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelui. Aici, acum, nu este vorba de Duhul Sfânt, acum, eu sunt pentecostal și mi-asum crezul nostru, dar psalmul nu face vorbire la Duhul Sfânt aici. Aici avem o imagine. Știți ce imagine avem în acest psalm? Este imaginea aceasta a ungerii unuia ca mare preot. Și în actul acesta a ungerii se folosea acest ulei prețios. Și cuvântul Domnului spune, găsim relatarea asta și vedeți că aveți chiar trimiterea foarte bine pusă de data asta, în Exod capitolul 30. Acolo avem, este relatat modul în care trebuia să fie făcut acest ulei și se spune acolo în cuvântul Domnului că cine va folosi acest ulei fără permisiune, fără autorizație, să fie omorât, să fie ucis. Ce înseamnă asta, această imagine folosită aici? Asta înseamnă că unitatea este un bun de mare preț. Dacă aveți parte de unitate, să vă bucurați de ea și să o prețuiți. Și dacă sunt unii la care nu le place unitatea, să se pocăiască.
Asta este chemarea lui Dumnezeu. Și veți vedea ce se întâmplă atunci când există unitate. O unitate care trebuie prețuită. Uitați-vă că de regulă oamenii nu pot sta împreună. Asta e doar lucrarea Duhului Dumnezeu care face ca pe oameni să așeze împreună. Uitați-vă la ucenici. Câți dintre ucenici au putut sta împreună unii cu alții? Înainte de chiar momentul ăsta răstignire. Uitați-vă ce discuții aveau ucenici. Unul vrea să fie prim-ministru, unul ministru de nu știu care. Petru când zice, uite, Doamne, uite la ăștia. Eu, în cazul meu, lucrul nu se aplică. Dacă ea nu te vor urma, eu te voi urma. Fiecare avea o privire cumva mai înaltă despre sine și așa mai departe, fără niciun fel de perspectivă a unității. Dar uitați-vă ce se întâmplă în ziua cincizecimii. Mai suntem pendicostali. În ziua cincizecimii, prin revărsarea Duhului Sfânt, toți aceștia au fost puși la oaltă. Oameni care, de regulă, n-ar fi încăput ușor unul lângă altul. Asta înseamnă că unitatea nu poate fi întâlnită oriunde. Uitați-vă ce ușor se ceartă oamenii din lume. Noi vrem să fim ca oamenii din lume? Nici de cum. Vrem ca unitatea să fie pe deplin lucrătoare în viața noastră. La nivel de comunitate, mai departe, spune cuvântul Domnului că este ca roa Hermonului. Acum pentru noi e simplu lucru ăsta. Nu știu dacă băgăm de seamă care este semnificația acestei imagini, acestei metafore, pentru că venim dintr-o țară în care avem prea multă apă, cum ar fi România. La România mă refer, nu la Spania. Și ceea ce înțelegem din cuvântul Domnului este că aici este folosită această imagine pentru a arăta că în acel context, când vorbim despre zona aceasta a lui Israel, da? Uscată, roa, mai ales în anotimpul acela secetos, era singura sursă de apă. Era singura sursă care asigura vitalitatea, viața. Și așa putem citi acest psalm. Unitatea este o binecuvântare pentru comunitate. De ce? Pentru că este un bun de mare preț. Unitatea asigură vitalitatea comunității, oferă viață comunității și citim în cuvântul Domnului mai departe că în ea, în cadrul acesta, dă Domnul binecuvântarea. Iată, înțelegem din cuvântul Domnului această dimineață că trebuie să rămânem în voia lui Dumnezeu, să așteptăm timpul lui Dumnezeu pentru noi, să așteptăm cu pace și liniște ca Dumnezeu să lucreze pentru noi. Dumnezeu ne cheamă să fim vocea Lui în această lume și lucrul ăsta trebuie să se vadă mai cu seamă în felul în care noi ne comportăm la nivel de familie. Ne dorim ca binecuvântarea noastră lui Dumnezeu să vină în familie noastre, Dumnezeu să ne transforme în niște vectori ai binecuvântării. În felul acesta ne transformă, în felul acesta putem primi binecuvântarea. Ar fi simplu să vină binecuvântarea așa, să nu face nimic. Dar uite că Dumnezeu alege ca noi să fim vectorii binecuvântării. Să binecuvântăm prin noi, să se reverse binecuvântarea lui Dumnezeu în viața familiilor noastre. Atât timp cât noi ne ocupăm de familiile noastre și nu de alții. Și nu de alții. Dacă nu ești chemat să te ocupi de alții, ocupă-te de familia ta, să binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și în al doilea rând, Dumnezeu cheamă ca biserica, adunarea, să fie un vector al binecuvântării sale pentru familiile noastre. Asta prin cultivarea unității. Cuvântul Domnului ne spune că doar în mijlocul unității, care este un bun de mare preț, e ceva care asigură vitalitatea, doar acolo dă Domnul binecuvântarea. Este căci acolo dă Domnul binecuvântarea. Viața pentru veșnicie. Amin.